Uite desene acolo. Bună seara, prieteni! V-am zis că voi face și partea a treia din Vrăjile Țigănești. Mulți dintre voi nu m-ați crezut, așa că am venit direct la sursă. O avem pe mătușa Mihaela, cea care ne va spune povestea adevărată cu acea țigancă care a murit și a fost dezgropată și că la 40 de zile după moarte. Ca sugea la pieptul ei. Deci avea și copil mic, da, care sugea. Avea 3 luni fetiță. Aha. Hai, cine a descoperit-o? A venit un vecin, că înainte nu erai lumin cum sunt acum, era o lampă din asta pe gaz. Aha. Și vezi că prima noapte a văzut lampa aprinsă, prima noapte după moartea ei n-a mai văzut-o, a doua noapte iar n-a mai văzut lampa aprinsă, că erau ierni grele, nu ca acum, ierni foarte grele. Uh-huh. Și acum se întrebau vecinii, mă, ce-o fi cu Lila de nu mai face focul și nu mai iese fum și nu mai e lapa aprinsă? Unii dintre vecini, ia stai că mă duc eu până acolo, că nici pârtie n-avea făcută, că era un zătez foarte mare, cu 35-40 de ani. S-a văzut că nu era pârtie făcută. Da, da, da. Și când s-a dus acolo, ce crezi? Că a găsit o țapănă și fetița leșinată, udă, că era neschimbată. Deci era foarte foame și cu mama ei moartă, fata sugea de 3 zile și de 3 nopți. Așa au specificat ăștia când au luat-o la autopsie. Aha. A fost moartă de 3 zile. Mamă. Și îți dai seama, și de acolo, deci eu dacă am 48, s-a întâmplat, aveam 3 ani, acum 45 de ani. 45 fix. Din cele spuse de la părinții mei, că eu eram încă mică. Uh-huh. Dar așa îmi povestea mama cu tata. Și de acolo, de la Odivoaia, județul Giurgiu, a dus-o cu guruzul județul Giurgiu, la părinții, la părinții la moarte. Aha. Da, și acolo s-a întâmplat, ți-am zis, a fost totul ok, n-a făcut și rău. Și a îngropat-o la cucuruz. La cucuruzul, da, n-a făcut rău în prima seară, a doua seară, a treia seară a început calvarul. Așa, a început a treia calvar, seară. Da. Ce spunea mama, că venea un vuiet, ți-am zis, pe timp de iarna a murit. Un vuiet și intra, s-auzea farfurii, bine, că nu era farfurii, străchini, cum era înainte, sobițele alea de pământ. S-auzea străchinile, apa au vărsat din găleată, intra în casă, îi pălmuia, i-a dă focul la fată. De, și copilul ei, care a sub la țâță, era neînțărcat, l-a adus la voi acasă. Da, la mamaia, da. Aha. Și mamaia, pentru că făcea foarte urât moarta, că se numea Strigoi pe vremea aia. Da, Ciohani. Chema toți copiii ei, printre care și tata cu noi 6 copii după ea, la părinții lui taică-mi. Ați venit toți în aceeași toți casă. Toți strângeau, da, de frică, că făcea foarte urât moarta. Ea făcea moarta așa, rău din cauza la fetița ei, că era mică. Da. Da, și acolo începea dezastru de pe la 1 noaptea până la 3, când cânta cocoș. Când, cum cânta cocoșul, pleca Strigoiul. Da, potolea Strigoiul, da. Dar ce crezi că făcea? Ravagii, vărsa găleata cu apă, îi bătea pe toți în casă. Cum îi bătea? Ce le făcea? Palme, s-auzea. Și mama îmi zicea, ia uite ce palmă mi-a dat, că nu mai pot ce mă uscură. Pe tata lua de păr, pe mama o bătea cu pumnii. Da, se vedea o umbră doar pe perete și pe tavan. Eu eram mică, ți-am zis, din spusele lui mama ce spunea. Da, da. Că ți-am zis, fetița cum venea, ea gata să potolea din plâns, o alăpta. Ei, da. Da, o alăpta. Și o lua de jos din pat și o ridica așa în sus către tavan, cum se spune acum, da. Și fata la 3 ore, venea de la 1 până la 3, se potolea, sugea în continuu. Da, și cum pleca măsa, gata, plângea, leșinat de plâns. Și a doua noapte iar, și a treia noapte iar, se săturase, nu mai știau, se duceau la cimitir. Cum era înainte, nu știu, că se îndruga luna, se numesc fuse, din alea de lemn. Fuse, da. Da, fuse. Și punea 7-8 fuse pe mormânt, bătea foc. A, deci înainte să o dezgroape? Da, cu fusele, că zicea a încercat că iar de puterile alea de Strigoi. Dar de unde? Că tot nu a reușit. Da, tot nu a reușit. Și când a văzut că nu se potolește spiritul rău, a luat un cal alb și s-a dus la acolo, la cimitir, la mormânt. Și l-a pus de nou ori să sară peste mormânt ca să se potolească. Și s-a potolit? Nu s-a potolit nici atunci, da. Și câți țigani erau acolo strânși? Mulți, 40, 45. Bine, din spusele lui, la părinții mei, că eu eram foarte mic, aveam 3 ani. Da.
Deci acum 45 de ani. Da. Și într-un timp n-a avut decât să dos groape. Și ce crezi când a dos gropatul? Deci le-a dat voie popa? Dar normal, băi, cu consimțământ de la preot, că nu se mai înțelegea neamurile ei. Până al nouălea neam a fost vizitat. Da. Da, și a luat până la leul la neamă. A omorât din fiecare familie cât un... Bă! Cât un om. Că de-aia se spune că ia până la nouălea neam. Da? Da, cum? Deci, stai așa, facem paranteză. Așa, și s-au strâns ăștia la mormântul ei. Mormânt, da. Așa. Și să spun acum ceva mai tragic decât ai auzit. Stai puțin și ne zici după aia. Așa, așa. Zine, deci s-a strâns toată lumea la mormânt și... Și acolo când s-a strâns toată lumea la mormânt, ce crezi? Că bine că înainte de s-a strânge a făcut judecată la mamaia. Putem să mergem să o zgrăpăm cu acordul tău, Marie, o femeie foarte frumoasă, mamaia mea, țigănușă, de-aia frumușică și curată și vrenică. Și a zis cu părere de rău, chiar dacă mă doare inima de fata mea, ți-am zis că era o femeie foarte frumoasă, albă, cu niște buze roșii. Gâgălicea. Da, nu, lila. Lila, lila. Așa. Îmi pare rău, zice, o dozgrăpăm din nou și îi dăm foc. Și mama i-a zis, da, dacă să ne umoare pe toți, că a luat până la nouălea neam, ți-am zis. Da. Vă da voie cu acordul meu să vă duceți să o dezgropați și să o ardeți. Așa. Da, lucru pe care așa s-a întâmplat. Așa. E, și au dezgropat-o. Da, au dezgropat-o. Și când au dezgropat-o, cum au găsit-o? Cu fața în jos. Vie. Vie. Tu n-a auzit că mi se zbârlește pielea pe mine. Aha. Vie ele. Aha. Și să o omoare, ce crezi că a făcut? I-a băgat un fus din ăla, o din aia de fier lungă, unde se înșură tutun, ingliță să fie. Ingliță, ingliță. I-a băgat-o direct în inimă. Dar un om foarte puternic. Cine a făcut asta? Cine crezi că a făcut? Un unghi de-al nostru de la Giurgiu, un bătrân cu o mustață lungă, era bulibașa la țigani. Aha, aha. Da, da, au ținut-o, toți ei, toți au ținut-o și i-a băgat inglița aia unde s-a înșurat tutunul. Cine e un bătrân și știe. Era cam la o jumătate de metru ascuțită. Că eu țin minte vremurile alea de atunci. Și când i-a băgat cu inglița aia în inimă, a făcut... A răsunat tot cimitirul. Și când crezi că a dezgropat la 1 noaptea? Aha. În toiul nopții, da. Când să plece ea. Da, da, mămică, ce ți-am zis, asta e o traumă ce am auzit de la părinții mei, că a fost tragic. La urmă, după ce a omorât-o, au scos-o afară, acolo în cimitir, cu acordul la preot. Aha. Moartă și i-a dat foc. Ei, da. Da, și trosnea pielea pe ea și sărea oasele, știi cum, cam cu margi un porc, a făcut o cenușă. Aha, aha. Și cenușa aia, ce crezi că i-a făcut? I-a dat drumul pe apă. Ei, n-a mai rămas, nu mai îngropat în cimitir. Nu mai întoarcă niciodată. Nu mai îngropat în cimitir. Nu mai îngropat în cimitir. Oh. Da, noi am prins trigoi, mamă, de ce ceva, ți-am zis, acum 45 de ani e, dar acum nu mai este că s-a spurcat pământul. Aha, aha. Da, da. Așa, și zine cu al nouălea neam, a luat în fiecare familie. În fiecare familie, deci al nouălea neam a luat cât o persoană, cineva drag, dar ne-a distrus de tot. Cât timp s-a întâmplat asta? În 10 ani. În 10 ani a luat pe cineva, da. Da, da, în 10 ani. A luat pe fiecare... Dacă așa te bântuie, 9 ani, 10 ani. Și aha. Din fiecare familie să ia cât o persoană. Da, 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 da. Asta a fost. Și e ceva de mult. Slab, așa și negru și cu niște ochi mari. Că eram și eu măricică și mă lua mama de mână. Aveam o mamă puternică și când a deschis ușa, mama și când s-a repezit în ea, dar tata știa spiritul nopții, a luat cu aiazmă și a aruncat direct pe câine și a ieșit așa ca un fel de scânteie. Aha, aha, da, din el, câinele din ăla, în fiecare seară se făcea o gâscă mare, noaptea venea și ne bătea în geam așa cu aripile, da, și zicea mama, ieși afară că uite o gâscă, de unde o fi venit săraca? Și tata zicea, nu ieși că e miezul nopții și nu știi cine bântuie. Aha. Da, să transforma în câine rău, scotea colții afară, dacă ieșeai, să transforma în chipul la câinele nostru. Lanțul, da, după el. Și zicea tata, să nu ieși afară, femeie, că e spiritul nopții. Și câinele ăla câteodată, dacă nu răspundea, deci bătea în ușă cu labele. Aha, da? Și
Așa, și dacă vrei să scapi de ăștia de strigoi, de spirite rele, ce trebuie să faci? Deci de strigoi să arunci cu aiazmă, să aprinzi tămâie, să ai credință la miezul nopții, să te închini cu limba când vezi că ceva că se mișcă în jurul tău, că și acum există. Aha. Ți-am zis, eram copil și am venit la mătușă ta în București, aici. Aha. La miezul nopții murise o fată tânără, mireasă, Jurilovca, da. Și când am ieșit să luăm taxiul, ne-a ieșit mireasa în cale, înaltă, cu voalul după ea. Și dacă nu era măta să ne tragă repede în curte și să ne închinăm cu limba, ea deja după noi să ne prindă. Cu? Ai, de capul unde? Meu. Da, eram copil aici, unde? În București. Pe Jurilovca, la... acolo, la Rahova, dragă, la piață. Aha. Păi, da? Ce, înainte să făcea cu 30 și ea, dar așa cum să mai face? Ia du-te tu pe câmp, la noi, spre cucuruzul. Aha. Nu ți-am povestit cu ursul ăla mare când am venit de la Adunci? Că ne-a ieșit în față un urs mare. Da, și acolo nu e zonă de urși. Nu e, drag, acolo e spiritul nopții, acolo la... cum se numește? În Valea Lapitan. Lapitan, da, acolo se face pentru că o femeie și-a tăiat bărbatul la gât. O chema dezertoare, că a făcut 30 de ani pe de pușcărie. După ce l-a tăiat, că au arestat-o. Și și-a aruncat bărbatul acolo. Și de când l-a aruncat, și acum să face strigoi. Aha. E, cum să nu? L-a tăiat la gât frumos și l-a dus acolo și l-a aruncat. Și acum să face, ăla era ursul, bărbatul s-o aluaia, lui Derzerșoaica. Aha, aha. Păi da, și noi veneam de la Bâlci. Și când am văzut, era o grădeață mică ca mingiuca și eu i-am zis lui frate meu, băi frate, uite, ăla nu e o minge. Și de ce ne apropiem să făcea mingea mai mare? Și de ce ne apropiem s-a făcut când un urs mare? Și n-a pierit. Atât de spirit rău ce era, n-a pierit. Și noi am trecut pe lângă el, l-am atins. Dar noi am fost, adică nu ne-am pierdut curajul. Că ne-am făcut cruce cu limba în gură. Aha. Da, dragă, și de-aia vă spun. Unde vedeți, orice că crucea cu limba, pac-pac, să aveți îngerii tari. Că strigoiul, dacă te vede că te pierzi, atunci te trăsnește și te umple de sânge și scurge sânge. Prieteni, cam asta e povestea. Întotdeauna am zis că vă aduc povești adevărate și nu scoase de mine. Întotdeauna voi căuta adevărul, doar pentru voi.